În data de 11 iulie a avut loc ședința operativă din dispoziția domnului prim-ministru, având ca scop stabilirea măsurilor necesare a fi adoptate pentru gestionarea problematicii generate de valul de caniculă. În zilele de 13 și 14 iulie, la nivelul județului Timiș, este valabilă o avertizare meteorologică cod roșu de caniculă, val de căldură persistent și intens și disconfort termic deosebit de accentuat. Astfel, pentru atenuarea efectelor negative ale temperaturilor, temperaturilor ridicate asupra populației, în urma avertizărilor meteorologice de temperaturi ridicate și disconfort termic, se vor lua următoarele măsuri. Intensificarea controalelor desfășurate de către instituțiile abilitate privind respectarea regulilor de protecție a muncii pe timp de caniculă. Dezvoltarea de către unitățile administrativ-teritoriale a rețelei punctelor de prim ajutor și distribuirea a apei potabile în localități care asigură o ventilare corespunzătoare și popularizarea acestor locații. De asemenea, este necesară identificarea persoanelor vulnerabile pentru sprijinirea acestora pe perioada de căldură. Punctele de prim ajutor vor fi deschise zilnic între orele 11 și 18 pe perioada caniculei. Totodată, cetățenilor le este atras atenția asupra faptului că în perioadele cu temperaturi ridicate, riscul producerii incendiilor de vegetație uscată crește semnificativ. Astfel de incendii se extind cu repeziciune și pot pune în pericol viața și bunurile oamenilor. În cazul în care cetățenii observă un incendiu de vegetație sau au suspiciuni despre arderi necontrolate, sunt rugați să alerteze imediat autoritățile competente și să apeleze numărul unic de urgență 112.